make me bad. I can't get out of bed. Povestea de dragoste dintre Fulgi și Bia Khalifa s-a transformat într-un adevărat război, după ce și-au adus reciproc acuzații grave. În urmă cu doar câteva momente, cei doi au ajuns de urgență la poliție ca urmare a plângerii depuse de blondină împotriva fostului iubit. Bia Khalifa și Fulgi sunt dovada vie că de la dragoste la ură este doar un singur pas. După ce s-au despărțit, cei doi și-au adus acuzații dure și au continuat să facă publice mai multe declarații neștiute. Blondina susține că a trecut prin momente dificile după ce fostul iubit a amenințat tot, de aceea a decis să depună plângere. Cei doi au ajuns în această seară la secția de poliție. Blondina a precizat că fostul iubit și-a făcut mai multe conturi false pe Instagram pentru a o amenința, după ce Bia Khalifa a decis să-l blocheze pe profilul personal. În această seară, cei doi s-au întâlnit la secție. Fulgi a ajuns primul, iar la câteva minute distanță a sosit și Bia Khalifa. Întrebată ce poate spune despre această situație, blondina a preferat să nu facă declarații. În ultimele zile, Bia Khalifa și Fulgi și-au adus reciproc acuzații grave. În timp ce blondina susține că fostul iubit a făcut scandal în toată regula pe când se aflau în vacanța din Milano și că i-ar fi spart laptopul, telefonul și mai multe parfumuri, fiul clejanilor se apără și susține că Bia Khalifa nu are nicio dovadă. Ba mai mult, Fulgi declară că nu își mai dorește să păstreze legătura cu fosta iubită, moment în care îi aducea noi acuzații și anume că Bia Khalifa ar consuma stupefiante, acuzații la care fiul clejanilor a venit și cu o dovadă video. Așa cum spuneam, Bia Khalifa a preferat să nu facă declarații despre scandalul cu Fulgi. În schimb, sora acesteia a dezvăluit în exclusivitate că au încercat să rezolve conflictul pe cale amiabilă, dar nu s-a putut. De aceea, Bia Khalifa a decis să depună plângere împotriva fostului iubit. Ba mai mult, Joana susține că acuzațiile aduse de fiul clejanilor nu sunt adevărate și că este foarte greu să-și vadă sora cum suferă după ce a primit amenințări de la Fulgi.